Așa arată râul Siret la intrarea în țară, mare, tulbure. Cred că mai trebuie vreo 3-4 zile până se poate pescui la plută. Inițial vreau la plută aici să vin, dar nu am nicio șansă, prea mare. Salut și bine ați revenit pe canalul Pescuit și Natură. S-a terminat prohibiția, dar din păcate apele sunt mari, tulburi. Va fi greu de prins pește câteva zile până se mai retrag apele. Am mers prima oară chiar unde intră Siretul în țară. Apa e mare, neagră, nu avea rost să stau pe acolo. Am coborât după aceea în barajul Rogojești. Erau acolo câțiva prieteni care erau de dimineață, dar nu prindeau nimic. Apa scade în baraj. La barajul Rogojești am filmat, mergea, era deschisă o poartă la maxim. Apa foarte mare, dar dacă băieții nu prindeau un baraj, eu am decis să cobor aici, măcar vreo 2 ore, să încerc la greutate. Am râme din acestea șerpești groase, le-am pus poate la greutate. Între timp ce mă chinuiam eu să fac această introducere, apa a scăzut foarte, foarte mult. Cred că au închis cei de la barajul Gojești, au închis o parte din poartă sau au închis poarta cu totul. Apa scade și aici. Nu știu, sunt curios ce se va întâmpla. Dar am ieșit pe ape sălbatice. Vizionare plăcută. Primul pește după terminarea prohibiției. Mult am așteptat babușca asta. Am pescuit vreo 2 ore fără să prind nici măcar o babușcă și acum când m-am pus să trag a doua cutie de porumb, acum a venit bancul. Uf.
Da. Nu e meu. Alo, Adi. Adi, vezi că e un firă. Nu, deși cu el. Mare babușcă. Exact când mă pregăteam să plec, a început ploaia, popică nu mă las, mai prinde câte unul. Prima partidă de pescuit după prohibiție se încheie aici. A venit o ploaie, vin niște nori destul de fioroși, nu mai avea rost să stăm, mai sunt vreo 2 ore de pescuit, nu mai avea rost. Partidă destul de grea astăzi, condiții grele. Râul Siret vine din Ucraina Mare și tulbure. Cei de la barajul Rogojești au dat cei drumul la o poartă, merge la capacitate maximă, așa că apa a fost mare. Exact când am ajuns eu acolo, a scăzut apa cu vreun metru, au oprit cei de la baraj, au oprit apa, după aceea a crescut cu un metru înapoi în următoarea jumătate de oră. Am încercat pe acolo, am prins un viban cât degetul mic, care a fost primul pește după prohibiție. După care am venit chiar aici, pe taluz, la baraj, să încerc să prind niște babuși măcar. Greu tare am prins și babuștile acelea, am dat vreo 2 ore jumate, n-am avut nici măcar o trăsătură. Era așa, ca în fântână. După care au început să vină babuștile, le-am nădit cu porumb. Zilele viitoare sper să mai scadă apele și să merg pe râu, chiar la Scobar, la Mornaș, pe Siret. Mulțumesc pentru vizionare, la revedere!